Salutare, dragi prieteni, iată la o nouă partidă de pescuit pe Balta Cuscra. Astăzi am ales să pescuiesc rubeziana, n-am mai pescuit de mult. Avem și o lansetă băgată aici, dar majoritatea peștilor i-am prins la rubeziană. Am prins câțiva ciortănei. Mai târziu am să vă prezint și la cu care am pescuit. Nu prea am baterie la cameră și nu voi apuca să pesc, să filmez așa de mult. Dar să vedem ce se va întâmpla în continuare, cel puțin la sfârșit să vă arăt captura. Finalul partidei. Scoatem juvenicul din apă. Portan. Cam aceasta e captura. Îi arăt mai pândelete. La cei mici e bine să faceți și dumneavoastră la fel, să eliberați, să putem să-i prindem și în alte partide. I-am ținut doar pentru poza finală. Azi asta am tai și
juvelnicul să nu rănesc peștii. S-au prins în plasa de la juvelnic și decât să-i rănesc, mai bine sacrific din juvelnic. Acesta este primul ciortănel care vom elibera. Când se plece, teafăr și nevătămat. Bun. Și continuăm. Încă unul care le eliberăm. Mai avem unul aici. Ciortenei de Balta Cuscra. Scoatem cuțitul de aici să nu ne accidentăm. Așa. Încă unul. Și aceștia sunt peștii care îi voi opri, doi pești, sunt cei mai mari, acesta este unul. Și acesta este cel mai mare, captura zilei. Mai avem aici câțiva carași, care au intrat din greșeală. Avem un peștișor care le eliberăm și pe ăsta. Cam aceasta a fost partida de astăzi. Nada pe care am folosit-o a fost benzar, mreană scobar combinată cu 1 kg de betaină crap. O baltă superbă, dar necesită răbdare dacă vreți să prindeți pește și să vă bucurați de drilluri. Și ne auzim la următoarea partidă. Rămânesc cu bine!